Salut, ce faceți? Eu bine, voi? Comentariu epic nu avem. De asta vă și trag intro de la acest episod așa cu telefonul din mână. În mod normal, episodul era tras, avea intro, doar că probabil ați văzut că în episodul trecut nu am avut comentarii la episod. Și nu le-am oprit eu, le-a oprit YouTube pentru că nu i-a convenit ceva la clip. Nu știu ce nu i-a convenit, dar le-a oprit. YouTube-ul sper să nu faci așa și la episodul ăsta. Că emisiunea asta se numește Comentarii Epice. Neapărat să dați un share și la episodul ăsta, un mare like mai jos și în cazul în care nu sunteți abonați, să o faceți chiar acum. Cred că putem să dăm drumul la episod. Să înceapă comentarii epice. Unde stați? În Berceni. Nu în Berceni, în Ferentari. Noi stăm în Berceni. În Berceni, asta. Ce a fost asta? Unde stați? În Berceni. Nu în Berceni, în Ferentari. Noi stăm în Berceni. În Berceni, asta. Avea VPN-ul activat. Pentru acest răspuns, domnul o să stea mai mult în Ferentari acum. Are el ceva în Ferentari? În Ferentari. Noi stăm în Berceni. A uitat că s-a mutat recent. Acum 15 ani. POV, te duci la neamul și te întreabă: unde v-ați mutat? În Ferentari. Noi stăm în Berceni. Când stai în Ferentari și nevastă ta zice Berceni, păi în Berceni stai. Noi stăm în Berceni. Nu pot să cred că am trăit 23 de ani fără să știu de aplicația asta. Ți s-a întâmplat vreodată să scadă telefonul în apă? L-ai pus în orez, dar n-au venit chinezii să-l repare? Pentru asta există aplicația ClearWave. Practic, aplicația verifică dacă există apă în telefon și o scoate afară. Tot ce trebuie să faci este să o descarci, o să scoată diferite sunete, până este toată apa din telefon și speaker. Tu știai de aplicația asta? Salvează clipul pentru când o să ai nevoie. Am încercat. Am băgat telefonul în piscină, am lăsat 10 minute și a scos toată apa din bazin. Problema este că telefonul nu se mai aprinde când îl bagi în apă. Ce fac cu aplicația? O pun pe alt telefon și îl pun lângă ăla mort? Am descărcat și mi-a stricat telefonul. Nici măcar nu l-am băgat în apă. La serviciu a zis că a murit deshidratat. Eu cu aplicația asta golesc fosa septică. E bombă aplicația. I-am dat drumul și s-a oprit ploaia. Apropo, să nu vă luați aplicația, că am văzut că se plângeau oamenii prin comentarii că e pe bani. Nici nu prea are o aplicație cum să-ți curețe telefonul de apă. Eu când am văzut acum ăsta am crezut că chiar e Bogdan de la Ploiești, dar cu vreun filtru de ăla de te întinerește. Zici că exact Bogdan de la Ploiești cu filtrul ăla de te face copil. Bogdan din parcarea de la Ploiești. Ploiești de la Bogdan. Bogdan de pe lângă Ploiești. Sau Bogdan în vizită la Ploiești. Cam așa erau toate comentariile. Asta de la spate și cheia de lin Petrișor. Și eu trag de două zile de frigider să-l mut mai spre hol. Am chemat-o și pe soacră mea, și câinele, și o mătușă. Transportul costă 100 de lei. Tata. Din primăvară, cu mine la Ikea. Cum te antrenezi? Eu. E mai complicat. Bună, sunt manager la Altex și aș fi interesat de serviciile tale. Totul a plecat de la... Dai bă și tu o gură de țuică dacă te ajut cu frigiderul. Cât timp lucrați în învățământ? 16 ani. Ce predați? Engleză. For how long have you been teaching English? Yes. How long have you been teaching English? Lăsați că mi-ară. Clipul ăsta e atât de vechi, dar niciodată n-o să... N-are dată de expirare, e la fel de bun de fiecare dată când îl văd.
A predat-o în sensul că n-o mai deține. A primit 100 de lei să vină acolo, ca la meeting-ul PSD. 60% din profesori sunt așa. Nu oprim greva până nu ne măriți salariile. Deci trebuie să le dați salariu mai mare ca să deblocați alt nivel. Trebuia să zică și ea desen sau muzică. Măcar a zis S. A luat-o cu frezoane. Nu știu, că nu-s de aici. Prima dată la muncă în Anglia. For how long have you been teaching English? Yes. How long have you been teaching English? Vacile sunt subordonate omului, iar talanga este subordonată vacii. Așa a rezolvat un elev de clasa 8-a un subiect de gramatică la evaluarea națională. Profesorii care corectează lucrările au găsit și anul acesta nenumărate perle. Din păcate, spun profesorii de limba română, folosirea intensă a tehnologiei de la vârste fragede îi face pe copii să scrie mai puțin, mai urât și cu mai multe greșeli. Însă nu vor mai fi depunctați foarte mult pentru asta. Ortografia și scrisul citeți au în acest an în barem doar 5 puncte din 100. Un exercițiu a cerut elaborarea a două enunțuri. În primul, verbul a face să fie la imperativ negativ, iar în al doilea, ea să fie complement prepozițional. Un elev a decis să bifeze deodată ambele puncte. Nu face pe ea. Următorul punct, transcrierea prepoziției subordonate din enunțul fiecare cunoștea ce sunet scoteau tălângile de la vacile sale. Vacile sunt subordonate oamenilor, tălângile sunt subordonate vacilor, iar sunetul este subordonat tălângilor. Un alt punct cerea transcrierea a două figuri de stil din primul text dat. Pirsurile. Corect, piercing-ul. Am vrut să zic ceva, dar mi-a blocat creierul. Pirsurile. Și tatuajele. Alt elev nu s-a putut hotărâ dacă o afirmație este adevărată sau falsă. A scris, acoperind ambele căsuțe, între. Candidații au avut și de găsit un element de conținut comun între cele două texte date. Elementul comun este că subiectele la evaluarea națională conțin ambele texte. Tot pentru cantitate fără calitate a optat și următorul absolvent. Avea de argumentat importanța respectării regulilor în 50-100 de cuvinte. Foarte, foarte importante sunt regulile. Ce ne-am face fără ele? Fără reguli ar fi lupte și războaie și chiar sunt. Pentru elevii care dau acest examen, în ultimii ani devine tot mai neclar rolul cratimei, al virgulei și chiar al punctului de la sfârșit de propoziție. Dar și standardele Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație au scăzut. Așa că, dacă până acum ortografia și punctuația corectă valorau în barem 10 puncte din 100, acum au rămas numai 4. Așadar, un elev care rezolvă subiectele, dar are nenumărate greșeli de scriere, poate obține chiar și 9,60. Ai spus așa, gen cazurile. Da. Cuvântul gen, ce rol are sintactic? Morfologic? Și sintactic. Băiatul ăsta ultima mi-a amintit de un concurent pe care l-am avut la IQ Battle săptămâna asta și care a fost super mișto, era super isteț băiatul. A știut răspunsurile la niște întrebări la care chiar nu mă așteptam. Felicitările, știi și care sunt? Wimbledon? Wimbledon, US Open, Australian Open și mai era Roland Garros. Felicitări, bravo, mă! Foarte mișto, băieții, foarte mișto, mi-a plăcut, au făcut battle cei doi, parcă. Să vă uitați la episodul de IQ Battle, că e tare. Deci avem și oameni deștepți. Dacă scria Ion Barbu așa ceva, nu mai erau perle, erau arte poetice. Aia cu vacile, dacă o luăm logic, e corectă. Vacile sunt subordonate omului, iar talanga este subordonată vacii. Ăla cu subiectele la comun merită o medalie. Elementul comun este că subiectele la evaluarea națională conțin ambele texte. Eu propun ca de la anul să se puncteze doar prezența. Și vă dați seama că tot ar fi oameni care ar pica. Spania scrie pe noi. Nu erau examenele confidențiale? Am văzut toți miniștrii ai educației care au dat perle mai frumoase. Aceste legi este despre viitor. Despre un viitor mai bun. Bravo, Juni, așa dat. Am o crize că muncim mai puțin. Uite-te și tu că... Na, finule, să pomenești de câine, na. Îl înjurai mereu, mâncați și p***a, na. Să pomenești ce face cățelul ăsta, aia.
Ia uite cum îmi face betonul, na. Ia că-i dă drumul la apa acum. Bă, așa câine, mă. Să mă arăt. Dar vezi că știi să dă drumul la apa, dracu, mă. Ia uite. Gata. A dat drumul la apa. Lasă să vină și părțat. Tu pune acolo așa sus. Așa. Lasă-l să facă treabă, Cristi. Pune-l la muncă, dă-l dracu, mai pune risip acolo. Bravo, Johnny, hai tată, fă acolo. Așa, tată, așa. Nu mai pot să mă uit la clipul ăsta, săracul Johnny. Sper doar că i-au curățat în supă după aia și că nu l-au lăsat cu beton în nas. Mâine, păi mâine o să zică cățelul. Ai uitat când ți-am făcut casa? Ia uite cum îmi face betonul, na. Dacă nu cere băutură, îl iau cu ziua. Pune și gresie, doi stau și unul muncește. De la anul în străinătate la construcție de blocuri. Uite un comentariu referitor tot la cățel care zice că sper că acest cățel nu se va îmbolnăvi din cauza betonului din as. Și a răspuns cineva, he's Romanian, he doesn't get sick. E român, nu se îmbolnăvește. Din păcate, român, e român cu beton în nas, nu prea e bine. Sper din inimă că cineva chiar i-a curățat nasul la cățelul ăla. Comentariile au fost amuzante, dar clipul, eu n-aș lăsa, nu mi-aș lăsa animalul să facă asta și vă recomand și vouă să nu lăsați cățelul să facă asta sau orice alt animal. Și acum avem clipuri la care voi ați lăsat comentarii pe Instagram, clipul ăsta cred că are o lună de când ați lăsat comentarii la el. Da, a venit momentul să apară în emisiune. Hai să ne uităm la clip. Stai! Poliție! Alice, stai! Stai! Okay. Stai! Da! Srazu! Alo! Stai! Привет! Dobre! Stai, sadis, pogovorim! Ты меня слушаешь? Давай, sadis! Догрался? Dobre! Nu cred, bă, că-o pus capul înapoi. S-a zis, normal. Nu te hlășovnesc nervos. Cred și eu. S-a zis, normal, tu ce? Сколько раз надо, скажи? А вот, наверное, приехали еще остальные. Вверх, кто с вами? Nici să dorm, nu mai poți liniștit. Dar ce am făcut șeful? POV, te trezește măta să te duci la școală. Te mine slușești? Давай, садись. Догрался? Добре. Nu mai bagă nimeni nimic. Știu că ți-e somn, dar tot trebuie să spun cătușe. Spera că se trezește din nou din vis. Omul se gândea dacă s-o culca cu polițiștii. Догрался? Добре. POV, vin părinții de la ședință. Cu toate că sunt mai bine de 10-15 ani de când am terminat școala, cred că chiar 20 de când venea maică-mea de la ședință, încă mă regăsesc în asta. După fiecare ședință dormeam. Știam, merge maică-mea la 5 la ședință, scapă pe la 6, pe la 6 și 20 acasă, deci la 6 și un sfert eu mă pun să dorm. Vine tactul la tine în cameră să te ia la baloți. Poliție! Poliție! Stai! Stai! Okay. Yeah. You can't miss, no, you pay for my life. You don't switch, no, you stay by my side. Help me listen and wait on your time. Și la clipul ăsta tot vreau să lăsați comentarii pe Instagram. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram și vreți să lăsați comentarii, trebuie neapărat să mergeți să dați follow. Câinele l-a ajutat să învețe pașii. Când te ia beleaua de glezne, dar tu ești optimist de fel. Face parte din dans. Sper. Câinele, stai mă puțin așa. Așa ne mai jucăm noi. Tata, du-te și aruncă niște oase la câine.
oasele. Cristi! Bă, Cristi! Asta înseamnă prietenie toxică. Câinele mușcă, omul merge. Citat de denis.underline.9. Stai să-l vezi pe Pichi, a meu. Dacă-l cheamă Pichi, e clar că e pechinez și urât și mușcă pe toată lumea. Îi mirosea a grătare. Să îi spunem și lui? Nici nu știi care e mai ambițios. Tu la sat, către magazinul din capătul satului. 3 de da. Durerea a fost inventată în 88. Oamenii în 87. Scrieți mai jos care a fost cel mai epic comentariu din acest episod. Dați un mare like, dați un share să ajunge la cât mai mulți oameni. Și bineînțeles, le mulțumesc membrilor de pe acest canal, dar și celor care sunt prezenți pe Buy Me a Coffee și susțin ce fac eu aici. Ne vedem cu următorul episod. Ciao!